Să mai spune cineva că mama e din Bănci? Nu sunt foarte tare. M-am gândit că cum ar putea să o fac să fie atent la întrebarea mea, să fie tare de poate. Acum să trecem și la lucruri mai serioase. Faza e pe următor. Toți domnii și domnii care au văzut de dinață n-au spus ca prezentare. Au spus ca tot ce vreau eu să zic, în special tineri. Dar știam că el oricum face chestia asta la toate prezentările de social media la care a făcut prima perioadă. Însă, a trebuit o chestie foarte tare, pentru că m-am gândit așa, că big minds think alike. Și m-am gândit că ce frumos că toți oamenii ăștia știm deja ce vrem noi companiile de la social media de la blog. Și asta e un foarte tare. Am gândit că banul ăsta să fie ușor, deși nu vă zice că să fie greu, să fie ușor. Și nu cum vor mai fi ca prezentare. Prezentarea mea nu este despre Unicredit și nu despre campaniile pe care le-am făcut noi până acum. Este mai degrabă observați la programul de marketing și comunicare de social media care lucrează întâmplător într-o bancă. Cum ziceam, lucrurile au mai fost spuse, o să încerc să le spun mai multe din perspectiva unei bănci. Nu sunt cum sunt eventurile cele mai active în social media. Am fost născut la lume acum de ani de zile. Am fost o artistie, am fost o artistie învățat. Învățând, putem să ne atenționăm grupul nostru, pentru că facem parte dintr-o industrie care n-a fost foarte favorizată în ultima perioadă, în ceea ce privește acest life community din partea oamenilor. Suntem în industria bancară, cu toți știm ce s-a întâmplat, am avut o criză, dacă nu ne-a dat și ca să bănci, și e foarte greu să construiesc un brand bancar în social media. Să vedem că toți anii ăștia în care am învățat, am așteptat, a fost cumpătat și a fost ienic, pentru că a fost prolific pentru dezvoltarea românească și pentru social media și pentru social media și a ajutat și pe noi să înțelegem mai bine cum vrem să ieșim în social media. În continuare facem cumpătat și cu foarte multă atenție, pentru că, așa cum se spunea în toate prezentările mai devreme, nu vrem ca mesajul nostru să se ducă așa în efect. Vrem adevărat oamenii să înțeleagă cum suntem noi în realitate. Vrem să înțeleagă că în spatele brandului Unicredit sunt oameni. Oameni care lucrează și care simt niște lucruri pe care zic și care vor să se exprime. Dar nu ca să vorbim despre ce se întâmplă în ziua de astăzi, dar vreau să mergem un pic înapoi. În 2005-2006, când a luat naștere Blogosfera, social media, lucrurile se întâmplau cam în felul acesta. Să vă las pe voi simt să citiți. Și mă bucur foarte tare că Zosu a făcut prezentarea de mai devreme, pentru că ne arată cât de mult a evoluat social media și blogosfera în România. De la un jurnal anonim, în 2005-2006, în care fiecare scria cam ce-i trecea prin minte, fără să-și asume neapărat informația respectivă. Era un mod în care oamenii încercau să se exprime liber, fără inhibiții, despre ceea ce simt, ce trăiesc în fiecare zi. Lucrurile au evoluat, cum e și normal. Și anonimitatea, foarte ușor, a murit. De la un jurnal online, am trecut ușor-ușor la un blog asumat. Pentru că vorbim de o autentificare corectă a utilizatorilor, pentru că vorbim de o pedepsire a defăimării comentariilor injurioase pe internet, pentru că vorbim de amenzi pentru articole care sunt nesustinute, vorbim de o responsabilizare a internetului. Ce înseamnă responsabilizare a internetului? La început, fiecare blog a atras o audiență mai mică sau mai mare în funcție de ce lucruri. Au început să scrie blogate reale, unele dintre ele semnalate, altele mai puțin semnalate. Au început să-și atragă oameni interesați de conținutul blogurilor lor. Mă bucur foarte mult să văd, adevărat că salut, nu am citit ce faci tu, dar stai absolut senzațional. Felicitări, îți respect modul în care faci. Blogurile au crescut. Au crescut într-un cuvânt ca un mediu important de comunicare, un mediu care, by the way, are toate drepturile sociale bani. De ce? Pentru că companiile caută medii de comunicare prin care să-și îndoarcă acea investiție pe care o fac în comunicare. Și vorbim aici de acele lucrări în care toate companiile vorbesc. Însă, pentru că blogurile au evoluat pe cineva, au nevoie în spate de o strategie. Și
cu mine s-a vorbit toată dimineața asta, strategia aceasta se referă în primul și în primul rând la conținut. Ce anume conțin și despre ce anume vorbesc blogurile respective. Noi, oamenii din companie, credem că e extrem de important ca un blogger sau ca o platformă de online să se construiască la fel cum se construiește un brand. Avem niște obiective, avem o strategie pe termen lung, stabilindu-și un target în cazul blogurilor cititorii și gândindu-se foarte bine care sunt domeniile de activitate la care se pricep, cel mai bine care sunt pasiunile lor și despre care ar plăcea să vorbească pe blogul respectiv. De ce vorbim de strategii de conținut? Așa cum spuneam mai devreme, blogurile sunt un canal important de comunicare. Oamenii și companiile generale își doresc medii de comunicare cât mai diverse. Își doresc medii prin care să ajungă la targetul lor, altfel decât ar face prin mediile tradiționale de comunicare, respectiv televiziune, presă și partea de publicitate online și simplu. Folosind blogul, companiile se așteaptă la calitate și credibilitate. Vor ca acest mediu de comunicare să le ofere acea empatie, acea implicare și acea credință pentru lucrurile pe care le scriu acolo. Nu vor pur și simplu cuvinte aruncate în vânt și făcute pentru bani. Tot acest lucru fiind făcut pentru bani. De aceea, cred că e foarte important să respectăm și reguli de bun simț, așa cum le-a prezentat și Nenu mai devreme, cum vă ziceam, scriptul prezentat. Vorbim despre tabloidizare versus credibilitate. Tuturor le place să citim. Tuturor ne place să citim un fel de știri de tip multe. Așa cum prezentat și Dorin mai devreme, informații care au o putere de propagare extrem de mare și, în general, informații cu tentă negativă. Și nouă ni s-a întâmplat ca și companie să avem mai multe share-uri la lucruri negative despre noi, ca bancă, decât la lucrurile bune. Multe dintre lucrurile negative, deci în care nu erau verificate și pentru care nici în care nu se cerea opinia noastră, dacă erau făcute în viață în felul respectiv sau nu. Însă, pentru că, în general, există acest sacrificiu pentru ce înseamnă costul și curvă în România și în lume, sunt știrile care au cea mai mare propagare, după cum prezentam și de o mai devreme. Însă, oamenii, când trebuie să iau decizie, se vor duce întotdeauna către canalele nepotate, către canalele unde vorbesc oameni din spatele canalelor respective, vorbesc din experiență, poate că au testat produsul respectiv, că au verificat informația respectivă și au luat toate informațiile din toate punctele de contact pe care le-ar putea avea despre brandul sau produsul respectiv. Blogul, din păcate, în ultima perioadă, și spun din păcate, dar sper că lucrurile astea se va schimba, așa cum zicea și în 2014, cu viața lucrurile posta altfel. Blogul, din păcate, nu a mai fost folosit în ultima perioadă ca un canal de comunicare de către companii, pentru că s-au temut întotdeauna ca informația pe care oamenii din spatele blogurilor locuri acolo să nu fie percepută ca fiind credibilă, pentru că era o informație plătită. Și atunci ne gândim, facem alegerea potrivită, noi ca și companii și blogării de pe partea cealaltă atunci când își aleg brandurile despre care vor să vorbească. De ce? Pentru că vrem informații corecte, pentru că vrem informații transparente, pentru că vrem onestitate și pentru că vrem credibilitate. Vrem că atunci când se vorbește despre producții sau serviciul nostru, să se vorbească din experiență și nu pentru că am plătit bani pentru lucrul respectiv. În final, companiile cumpără de la un blog audiența și audiența poate fi interpretată extrem de mult în ceea ce înseamnă la credibility și purchase of intentă purchase de ceea ce spune blogul respectiv. Ceea ce e extrem de important ca informația prezentată acolo să fie asumată până la cap. Cum putem face asta? Sunt două căi, zicem noi. Prin proiecte comune. Blogării, tot împreună cu companiile, și bine zicea Cristina de dimineață, să creeze proiectele respective. Atunci când
o companie are un produs sau o campanie pe care vrea să plătească, extrem de important să asculte blogger ce are de spus, să vadă la ce se potrivește. Nu la alegeri pe cine, doar pentru că bloggerul nu mă vine în România, mergem la clientul și nouă personal s-a întâmplat la acest lucru și chinezul ne spune, băi, din asta nu se potrivește, dar uite, îți recomand să faci aia, aia și aia. Așa ar trebui să facă bloggerii, așa ar trebui să asculte companiile de blog. Dar există o variantă. Susținerea proiectelor de către companiile, susținerea proiectelor de către companii, proiecte care vin direct din partea blogului. Și vreau să mă gândesc un pic aici la acest aspect, pentru că e o situație pe care am discutat la ultimul social media summit, pe care, la care am participat în iarnă, pe internetul. Și unde s-a născut o discuție care a avut la momentul respectiv o concluzie stupidă și care m-a determinat să scriu și un articol pe tema asta. Respectiv, unul dintre oamenii din familia prezent, Igor, de statul tot. A venit la eveniment și a povestit că era un vechi foarte frumos și super cool, pentru care i-a fost foarte greu să strângă bani de la companie. De fiecare dată se ducea către o companie sau de un vreme la mine, tot timpul întreba, what's in it for me? Și că această întrebare este una stupidă. E bine, dragii mei, o să vă spun că nu este una deloc stupidă. Pentru că eu, ca om de marketing, mă duc în fața unui board, un management board, sau un CEO, și cer bani pentru ceva, prima întrebare este, what's in it for me? Ce ne aduce înapoi lucrul ăsta? De ce? Să vă spun un lucru care să vă mir, aproape de tot. Companiile vor să facă copii. Au nevoie de un termen investment. Au nevoie de fuzări, au nevoie de vreme, au nevoie de vreme. Și de aceea folosesc niște canale de comunicare, se asociază niște proiecte, pentru că vor să obțină niște lucruri. Ai primit diferitore, vizare pentru producție respectiv, promovarea producției dacă le înțelegi, și pe care nu au fi creat. Și atunci, în momentul în care agenție, dar și blogări, au proiecte pentru care vor să pună bani de la companie, extrem de important, și-a găsit de câteva întrebări înainte de a se duce și-a prezentat proiectele de compania respectivă. Se creează proiectul respectiv pe mesajul companiei ca fiind până acum. Se identifică cu valorile brandului. E în linie cu ceea ce a mai făcut compania respectivă până acum. Are o relevanță pentru angajați, pentru clienți, pentru stakeholderii companiei respectivă, pentru comunitățile în care activează. De ce m-aș duce la un credit și aș propune să susțină un festival al valoarelor de aer cal sau cea mai mare salată din lume care vrea să intre în cartea economică. Asta fiind un criteriu, nu are absolut nicio treabă cu domeniul ăsta de activitate. De ce m-aș duce să-i spun să susțină un concert de muzică rock? Când e credit, se implică foarte mult în vorba de muzică clasică. Extrem de important este să ne facem lecții. Și o să fac o analogie aici cu prezentările de credential pe care le fac agențiile, pentru că recent a venit către noi agenție, nu se fac aici, și a insistat foarte mult să se prezinte, să vină să-și prezinte credential, să ne spună ce lucruri minunate a făcut, deși noi nu eram în căutarea unei agenții de piață, și să ne spună ce a făcut pentru alte branduri, inclusiv pentru alte bani și cum ne pot ajuta ei și așa mai departe. În toată acea prezentare care a luat o oră, nu am auzit decât ai, eu, noi, am făcut, am tres, uite asta, uite cealaltă. În nici unul dintre momentele care am stat de vorbă, n-am auzit, noi pentru un credit putem să facem asta. Noi știm că vă sunteți prezenți acolo, știm că sunteți, by the way, ca nu am vrea că suntem sponsor, vreau să facem un slip. Nu că aș fi cu haine și să scopă lucruri de foarte mulți ani mai facem un slip. Nu știu, sunt un brand mai nou venit în această familie, vreau să facem un slip. Dar nu pot să te duci la o companie fără să ai habar, cel mai mic habar, despre ceea ce face compania respectivă. Care sunt proiectele care s-au implicat în atunci? Care sunt lucrurile pentru care militează? Care este esența brandului, ADN-ul respectiv al brandului? Nu pot să faci lucrul ăsta. Pentru că e ca și cum ai vrea și spui pe față că știu că ești o bancă care fac un bani și vreau banii de oameni că de ce să nu-mi dai și mie, că știu eu că ai mai dat și la altă. Aici o să vă spun despre un proiect la care, pe care noi ne-am dus și la care blogosfera a contribuit enorm de mult și despre care probabil cei care s-au fost la Intercamp ați mai auzit, dar pe care noi ne-am rezonat minunat și
care, apropo, are chiar o comunitate și acum nu suntem alături de cele la criminalitate pentru mai proiecte care fac. De ce e importantă blogosfera și de ce e important să faci lucruri care să empatizeze cu brandul respectiv și cu compania respectivă? Și să nu să faci lucruri doar pentru o companie respectivă, o companie respectivă de bani și sigur armonie să se duce. Dacă răspundeți afirmativ la toate întrebările pe care eu le-am adresat mai departe, înseamnă că we are a perfect match sau sunteți a perfect match cu companiile către care vreți să trimiteți proiectul.